Bun, fraților, hai salut la toată lumea. Ne v-am găsit la un nou live. Bă, nu știu din ce cauză, dar aveți idee, dar eu joc cu un ecran din ăla foarte mic. Asta, am luat o barbă din asta, așa că o să ne jucăm Farmer Dynasty. Nu știu dacă se potrivește cu asta. Am zis să fiu așa mai. A, nu mai văd live-ul, din păcate. Care fac ăsta, nu o să mai văd live-ul, dar îl rezolvăm, nu-i problemă. Asta, sper să se vadă bine, în schimb, pe live. Probabil să se vadă de tranziția asta și pe live. O problemă cu jocul. Am avut și de-aia nu prea mă... Dar... în momentul să ne jucăm Farmer Dynasty. Dată... joc... Dynasty. Cred că o să apară Farmer Dynasty 2, fraților. Nu m-am uitat, nu știu nimic despre el, pentru că n-am terminat nici Farmer Dynasty 1. Dacă de-aia am zis, hai să vă arăt puțin aici. Face poate că vă las direct 2. În momentul în care o să apară, bine. Dar nu apă. Hello. Ăsta ne zice ce s-a întâmplat aici. My name's Oliver. I've been looking... Îl cheamă Oliver. Nice to meet you, Oliver. I appreciate your help. Yes. Thanks. I do... I'm sure you'll please follow... Las-mă puțin aici acum. Auzi. E voice. Come on. E hai, frate. Ce-i... We'll talk later. Mai târziu. Mai știu cum era, că trebuia să mă arate o mapă cu... Ia din... Are lipsă. Mapă, oricum. Am nimic. Am chiar... Mapă? Sau o să aflăm. Bine, faza e în felul următor. Am aici o fermă, fraților, care este goală după. Fata, eu să fac toate. As you can see, the farm is quite in a poor shape. Few repairs have been done here. Facem niște. Here's your house. The roof needs work, but you can have some sleep here, perhaps, or even store some food. You will have to bring this farm to a good shape yourself. Soon you'll see how to do it. Voi afla cum se... Follow me. Follow me. Viața, 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 viața. Follow me. Here's the garage for your vehicles. It's empty now, but I'm sure you'll need it pretty soon. Your grandpa didn't finish the upper floor, but if you can afford building materials, then you can fix the construction yourself. Nici camionul n-a apucat să termine acoperișul. Dar eu, dacă îmi permit materialele, s-ar putea să pot să termin. Asta o zic. This is your barn, empty for now. But you can use it to store hay. Bă, dar au arătat că, că asta e, păi asta e barmul, bă, în partea aia n-ai nimic ca nebunul. Your grandfather's old animals have all been sold. You will have to buy your own. Sunt toate animalele. Dar ce drept, ce mod am, mă, pereți goi? Hai așa, mă. Hai, vere. The cowshed is old and needs some work, but it's still solid. You can do the fixes and upgrades yourself. Try fixing those holes first, so your animals stay healthy. I see you've come prepared and have your own tools. Good. Try to fix these doors since it's stuck and won't open. All right. It should open now. Come on. Unde mereu? Bun, hai, come on. Pământul ăsta oare e a mea? Cum mă duci, bă? Build a scaffold to climb up there and check the roof. Aole. Sunt pe acoperiș trebuie. Bă, știu că e cumva, uite aici, așa. Asta e scaffold. Da, ca să ne... acoperiș, că asta o zic. Nu este așa. Ne ducem să verificăm acoperit.
Îi varză, frate, îi varză, ce fac el, zi? E dărâmat. Trebuie să-l și repar oare. How's it looking up there? Urât, urât, boss, urât. A, când termin? Bine, frate. Asta e, stai, stai. Follow me. Auzi, deja vrea să vin. Ăsta e nebun, mă. Ori mă lasă-l repar, ori nu mă mai lasă-l repar, frate. Dorin, neața, frate, neața, Dorine, neața. Silozul, ia uite-l cum arată. Deci continuu rușii pe tardă în el. Harvested grains in the silo, so you can use these later, or sell them if you want. Before you use the silo. Frate, nu vindem nimic. Da, acum îl repar. Acum, uite, pe pun acum cu ciocanul pe el imediat. Îi dau două ciocane. Pe din tablă de-al dracu, sigur îl pot repara cu două. Mai are probleme? Nu mai are, frate. Uite, l-am reparat deja, boss. Gata. Acum? Take a look at the greenhouse. You can grow some veggies here fast to earn some quick money. Still, you'll have to fix these holes so your plants can grow to a best effect. Your grandfather bought some materials to fix it already. You can use it to rebuild the greenhouse as good as you can. Bun, hai, zi, mă. Ce zici? Uite, bă, ăsta stă. Păi vino, vă, repunești tu mâna potabilă, dă-și o piasă la mână. Ia, uite, bă, ce-mi face ăsta. Viața la țară. Păi, farmer dynasty se numește jocul. Nu știu dacă asta înseamnă viața la țară. Ește? Dar, m-am încercat odată. Problema este, la mine a fost problema. N-am fost deloc atent. Sincer, am uitat să salvez. Și acum numai bine că am luat de la început. Bine, oricum atunci eram pe Facebook. Acum aici pe YouTube am zis că numai bine o să rămână o perioadă live-urile, așa că o să-l fac aici, știi? Și simplu, chiar l-am început de la zero cu totul. Acum am puțin de reparat pe aici. Pentru că fără să repari, adică cum ai putea să faci ceva? Asta mă pune să fac. Sau alt. Să repar casa lui bunic. Asta a fost araba lui bunic. Dar la cum arată să nebunesc, cred că o vrut să ia pe ceva, pe asigurare, știi? Cerva cu farmer, păi din moment ce scrie farmer să nebunesc, eu mă gândeam la cartofi prăjiți. Păi aia ești, boss, stai o țărăcă, să vezi ce șmecherie e aici, că ai niște tractoare din alea, care nu le vezi pe Farming Simulator, nici în 1000 de ani de acum încolo, eu nu cred că o să fie tractoarele alea pe Farming Simulator. Astea practic arătau destul de bine, nu mai trebuia să le refac. Interesant e faptul că urmează să apare partea a doua și eu nu m-am jucat partea întâi. Asta mi se pare mai ciudat. Dar e ok, adică e un start. Poate dacă apuc să-l joc pe ăsta tot și să-l termin, poate să-mi iau și partea a doua. Ăsta acum nu știu dacă costă 10 lei, sincer. Da? Când l-am luat, eu țin minte că a fost vreo 7 sau 10 euro. Nu l-am primit cadou, mai exact. Dar nu mai zic de la cine l-am primit cadou, că nu mai contează. Dar eu l-am primit jocul ăsta într-un film. De fapt, l-am primit, da? Tot timpul pe toate live-urile să zic că l-am odat aia, l-am odat aia. Mulțumesc că m-a dat. I-am mulțumit deja de 1000 de ori, nu trebuie pe film. Am, mai un. Bun. Apă asta se face dintr-o bucată tot, bă, mâncați așa. Corect, frate. Hai că trebuie să ne simt acolo sus deasupra. Bang. Așa, acum partea asta la altă mai are două, da? Da? Nu știu cum dracu ajunge ăsta până pe tavan. Gata, dar te-ai lăsat, bă, de SnowRunner? Te mai jos SnowRunner, că erai pe SnowRunner, acum am amintit. Te mai jos SnowRunner, gata, te-ai sturat de el. Bun, hai să vedem. Omul ăsta, șcheful ăsta, dacă. Șcheful ăsta. Un din ăsta aici. Uite la frate, pe care. Pe sus. Ești, frate. Să... Oh. Păi ăsta nu sare, mă, până acolo.
Aici ne simți, păi cum mă, dar ce vrea să merg pe jos, frate, până acolo, adică cum? Ăsta cred că are gravitație din aia. Aha, am înțeles acum, da, am înțeles. Nasol, îl activezi tu când ai nevoie de el, dacă ai nevoie de el, dacă nu, faci al cont, îi țăpești, știi ce zic? Te dai țapă, frate. Te pui și-ți faci al cont, boss. Te durează. Te dai țeacă, boss. Faci al cont și gata. Bă, aici n-am cum să mă sui. Static ar trebui să mă sui. Gata, mă uit. Ok? Hai să punem table în comentare. Dacă nu o faci tu, sigur o fac alții, așa că nu-ți fă. Merită. Bă, nu știu, pentru mine se merită, frate. Eu l-am de aproape 2 ani, de când nici nu exista măcar pe România, frate. Mă chinuiam pe țări străine ca să-l fac să meargă. De atunci l-am. Acum tu știi dacă merită sau nu merită pentru tine. Pentru mine, merită, sincer. Dacă am chef să mă joc Forza Horizon, mă joc Forza Horizon. Dacă vreau să mă joc cu avioane, mă joc cu avioane. Dacă vreau să mă joc farming și cineva n-are farming-ul, pot să-i dau contul meu să se joace farming cu noi. De ce zic? Dar nu prea mai dau contul. Înainte îl mai dădeam, dar acum nu-l mai dau. Pentru că e pe România și, na, mă gândesc că nu e atâta, frate. Plătești la telefon, frate, 1 milion, dacă ești pe, mai știu eu ce rețea. Nu folosești nici 5 minute din alea care ți le dă, că stai pe net, nu mai suni telefonul. Hai să fim serios, s-a demodat, frate, nu mai... lumea, ce faci, dacă cum ești, dacă faci asta, o face tot pe mes. Corect? Cum ai din ele, hai că stai pe minutele mele, ne auzi mai târziu. Hai, nelimitat. Da, dai. Adică eu sunt pe Digi, la mine e 3 euro abonă. La care spalte rețele. Ce zic? Bun, ăsta e gata, ăsta nu mai fac aici. Hai să vedem ce zice ăsta. Prietene! Have you finished your task? You were pretty good at that. Da, frate, cum nu? I'm sure you'll do well on this farm. Hai să vezi de ce sunt stare. Actually, I might have a job for you myself. Păi, dar stai, frate, că n-am terminat aici cu casa. Why don't you come to my place and do some fixes to my barn? It's mostly roof that needs work, but some walls need attention too. I don't have much money. But I'll give you my old tractor as a reward. I'm sure. Ce asta zice următoarele, să mă duc. Nu puteam. Tocmai aia am zis, nu merge. Nu, bă, Dorine, nu puteam să dau. Păi ce mi l-ai cerut, dar trebuie să mă oferi eu, frate. Bă, ia iau logic. Trebuie să mă oferi eu. Hai, bă, să vă dau. Tocmai aia zis, știi ce zic? Nu, frate. All right. I'm going back home now. 70 de lei, boss, farming-ul, ți-l cumperi. Ca să nu plătești 35 de lei pe lună, nu? Te merită mai bine așa, sincer, zic. Dacă nu te joci, pentru ce ai face? Bă, mai vreau să fac aici niște reparații. Aici niște zarzavaturi. Așa. Am zis de mai multe ori, frate. O dată am zis de mai multe ori. Păi Valheim-ul, iar la fel, frate. Pe cine, care, nu știu, cred că lui Andrei parcă i-am dat să se joace Valheim. De fapt nu, că și-o plătit singur abonamentul ăla. Dacă nu mă înșel, cred că și l-o plătit tot. Oh.
stai joc, oricum eu mâine ce mai fac farming, că mâine fac un farming, mâine chiar mă joc farming, că mâine e ziua de farming. Dar nu și să facem un farming pe ăsta. Dar în este nu prea mă mai joc. M-am cam lăsat de el. Păi și unde-s frate, că nu 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ce-am pus aici de curiozitate? Tomate am pus. Aici? Venit umiditatea, perfect, totul mere, țas. Haide, cafe, să vezi aici. Tu că aici fac cu din două înăuntru. Ca lumea, e ce trebuie. Nu mai este că... ce fa, mă, păi nu mai se duce apa asta de pe parbriz, frate, că am ieșit de acolo. Că mor țăpi, mă, uită-te și tu, că mor da cu ploaie într-una. Ok, trebuie să fac ăsta aici, acoperișul, dar nu fac acoperișul ăsta, mă apuc să fac casa, frate. Știu că apăsam un buton, dar nu mai țin minte care era butonul. Dar știu că am un buton, care în momentul în care l-apăs, va arăta ce-i distrus și ce-i distrus. Trebuie să repar și ce nu. Uite, vezi că ar fi asta aici. Acasă, frumos să fie. Pare că nu-i fac nimic. Dar trebuie să fac. N-ai văzut, bă, Dorine, că eu nu mai dau bani. Acum la modul cel mai serios. N-ai observat chestia asta. Păr doar care nu le am pe abonament. Care nu o să le bage niciodată, poate. Dar în rest, mai bine îmi convine să cumpăr. Abonamentul ăla, mai vreau să le iau, mai iau și gata. Opresc, exact cum l-ai oprit tu. Schimb un joc, odată ce l-ai cumpărat, ori trec cu două ore, o să-l păstrezi pe viață. Să te joci sau nu te joci. De cele mai multe ori nu prea se merge. Știi prea bine asta. What the fuck, bă, se preconizează. Alex, ce să fie, frate, e farmer dynasty, boss. Sau aici cu, cum îi zice la ăsta? Era să-i zic bidinea, frate, dar ăsta îi zice altfel la ăsta. Cum îi zice la ăsta? Că nu mai țin minte. Cum se numește instrumentul ăsta, frate? Că am uitat. Este asta, care. Hă? Ala? Bă, cum îi zice la asta, fraților, să mor dacă n-am un lapsus? Cum se numește asta? Nu știu cum îi zice, bă, boss. Mistrie, mă! Mistrie îi zice, mă! Mistrie! Am căutat pe Google. Nu, n-am căutat. Am... Hă? I-au căutat pe Google, auzi? Hai și amar, bă! Scule, noi jucăm cu scule din astea. De mierul lumii. Deci trebuie să reparăm. Bun. Regulă. E în regulă aici, nu e în regulă. Aici. Da. Bun. Regulă, uite, am și cameră de copii. Bătuț. Am dat drept. Asta-i semn, bă.
Da, mă, auzi, pe mistrie, frate, da, boss. Mâine e ziua cea mare, mâine e ziua de farming, frate, pe Facebook, bineînțeles. După un an de zile o să apuc să fac și un live pe Facebook mâine. Sincer, doar mâine o să fac și după aia poate mai fac săptămâna viitoare, duminică, iar cu farming, știi, mai mult nu mai fac oricum. Dar mâine da, mâine va fi ziua de farming. Avem aici jos. Stop, că spune. Băi, ești nebun, câte zarzavaturi am pe aici, dar nu pot să iau și un borcan? Bă, deși mie, frate, un borcan de ce e aici, ia să vedem. Nu mă mai la muncă. Aia îmi trebuie să mă apuci acum colindată, dracu. De ceva de la magazin? Da, frate, am dat mouse-ul pe mine. Hă? Pe ție ce? Nu-și certa cu magazinele. Mă, la nevoie. Bun. Bun. Camera asta. Da? Facem acoperi. Ăla-l facem. Pod. Aici nu mai trebuie să reparăm nimica. De ușa asta, aici trebuie. Așa. Ceva pe aici trebuie să ne dea un... Hai ca să... Pod din ăla, ca la șmecher. A, uite ce. Aoleu. Or la lucru sau... Ce faci, Alex? Vezi că păraz ne-am pus și am distrus. De fapt, cred că nu știu dacă s-a pus pantera să o distrugă sau nu. Dar în principiu i-am zis să o distrugă, că nu prea intrăm și nu o să apucăm, știi? Și decât să se distrugă singur, mai bine să recupereze ceva materiale de pe ea, știi? Acum nu știu dacă a făcut asta sau nu, o să aflu de-abia de seară. Dar nici noi n-apucăm să intrăm prea mult. Totuși, gândindu-mă mai bine, am făcut prea mare construcția, frate. Nu o să putem să-i facem față, știi? Pentru ce? Când putem iară să facem niște mici și aia e mâna. Ideea nu a fost proastă, numai că n-avem cum să ne ținem la ea, sincer. La muncă? Or la muncă. Păi și eu numai ce am terminat, nu de mult am terminat munca, pe la 4 și o 20, 4, 30, nu mai știu exact. Am fost până sus în pod, când am venit, m-am apucat de live. Acum seară în pod. Ciocolată, bă. Ce avem aici? Conservă de... Bun. Peculeu. Uftu, your inventory. Am 5 conserve, frate. Care e mult. Bă, știi care e faza? Că eu aia tot stau și mă gândesc că noi tot ne-am chinuit să fortificăm, să nu știu ce. Dar pentru, uite voi, cum dracu, am căzut prin casă. Am căzut prin acoperit. Ce mă gândesc eu, Alex, că nu prea, noi ne complicăm puțin prea mult cu gardurile alea, pentru că ar trebui ultimele să le facem, frate. Oricum n-are voie nimeni să-ți ia, tot normal. Dacă cineva ți ia, practic o să-i dea Zeus afară. Acum nici să nu ne bazăm pe chestia asta, dacă noi nici bătuți în cap, ar trebui să se bage Zeus chiar toate, știi? Ar trebui, uite mă, băi, ești nesimt. Lasă-mă, frate, să cobor de aici. Da, uite, vere. Ce bă asta, că chiar în tavan. Care am făcut? Casa asta, frate. Rămas un perete, doi. E vere. Păi cu bidinea, păi. Și ăsta. Aproape aici. Cămadă. M-a te făcut. Hai el. Pa.
gata, am terminat casa, fraților. Acum casa asta e întreagă. Practic, teoretic, mai vedem. E o bucată. E, nu bid din ea. Mai știam cum îi zice, bă, bossa. Uite, vezi, you have pissed your house. Bun, treaba e în felul următor. Ăsta o să aibă o misiune pentru noi, dar misiunea lui este un pic cam departe de aici. În schimb, dacă fac toate reparațiile la casa asta mea, mai îmi dă 20.000 de social points, că aici așa e pe social points. Points. Aș putea să încep prin a face ăsta de aici, în garajul ăsta. Dar sincer vreau să-mi dea ăla tractorul, fraților. Clar, era un tractor șmecher și vreau să mă duc. Asta când ajung. A, mai am mult, boss, până la gata. Stai cu de gard. Fac și eu ce e important aici. Să fac barmul ăsta, să fac alea de vaci. Îmi cumpăr 2, 3, 15, 20 de vaci, capă farming și după aia să le omor că n-am ce să-mi dau de mâncare. Ha, mai am de făcut. Arată partea aia și ce ciucă e partea asta. Dați-vă și voi, partea asta e repartat, reparată, asta e dezreparată, era să zic. O mână în drum, mă. Deci am terminat cu ăsta. Ar trebui să dau jos. Fac să... No! Iau, frate, gardul ăsta. Să ne putem să facem ăsta. Ca să mă trezesc că mor luat ăștia. Da din greșeală. Vin să te ajut? Zic că vin, nu-i problemă. Hai că imediat rezolvăm. Ha? Vin? A, te culci o oră, ai zis. Vezi că mă duc să mă apuc șotele. Asta poți pe la altă. Interesant. Opa! Am găsit un din ăsta, avere. L-am luat cu mine. Oare trebuia să-l iau cu mine sau să-l las pe jos? E reparat. Bun. Poți spune ochii din cauza că... Orice oră din zi, să fac calcul. Eu nu cred că e de la asta. Nici de ea nu cred. Oricum și mai tare ales tu când ai ieșit atunci. Unde ai fost acolo, ai dat disconnect. Când am vrut să construim, frate. Toată casa am reușit să o construim, numai sub tine nu puteam să facem nimic, că tu dormeai exact acolo unde era, unde o rămas un pătrat, frate, din scândură din aia, în rest toată casa era de piatră. Bine, asta n-are o importanță, că ți-am zis că oricum o sparge aia, adică sper că o spar tu deja. Nu mă mai chinui eu de seară.
aici. Are, stai liniștit că n-are nimic, că nu mai era amuzant, știi, că noi ne distram pe seama asta, știi? Că puteam să spargem, de exemplu, piatra aia, lemnul ăla de sub tine, noi puteam să-l spargem, știi, manual, noi. Atunci tu picai în pana mea în pământ, știi? Picai pe pământ, dar nu l-am spart, îți dai seama că dar nu eram bulangii să spargem ăla de sub tine, știi? Dar cred că o dărâmă toată casa, adică așa a fost vorba, să o dărâme pe toate, că, na. E prea mare, frate. Am făcut acolo, ideea nu era rea. Numai că la cât jucăm noi două ore odată la două, trei zile, nu prea se merită, știi? Eu nu mai făceam altceva decât să caut și eu și Pantera și tu când intrai trebuia să căutăm toți numai resurse. Că altceva, aia ne era toată joaca, de fapt. Am zis, bă, nu e ok. Ce zici, mă? Zici de ea ceva, dar n-am auzit-o. Ești aici, să fac aici treaba. Opa! Bă, ce-am găsit la ăsta în curte? Aici. De sus. Hai, îl lasă-mi. Terminat oare și ăsta? Hă? Bun, mai 5.000 de puncte sociale, gata, am terminat și ăsta. Hai, mă, că mere, mă, nu-i așa. Și acum, ia să vedem, au scara asta de... Când de ăsta, frate. Termin mai întâi tot ce e aici la mine. Aia am dus să-l ajut pe la boss, că adică lasă că ăla poate să aștepte câta, că nu mă grebesc să-l ajut eu pe ăla până nu termin eu munca mea, nu? Că l-am dă iară de lucru de însar capacele și îmi dă un tractor din ăla, vai și amar de capul lui. Dar bine că ideea nu e rea, frate, că e făcut un tractor din ăla vechi, antic și de mult, arată chiar interesant. Dar nu e momentul acum, am altceva de făcut aici, la noi aici, trebuie să repar poarta. Da? Știi ce zic? Bă, oare pot să-mi scot masca de pe față? La poale de răcit? Păi să văd dacă se scoate efectul. Dar nu se scoate. Mamă, uite. Bă, ce păr am în cap, fraților, acum am văzut. Aia de culoare am în cap. Ia și-o bătut joc de capul meu. Ce am luat tot ce vreți, frate. Eu m-am golit aseară, m-am golit tot, am vrut să plec și să iau de la zero cu totul, frate, crede-mă. M-am dus, am făcut o casă pe undeva cu, din pietre am început. După aia am dărâmat și casa aia, știi? Îți dai seama că cine se apucă de la început, frate, adică pentru ce să mă apuc, dar mă apuc, ne apucăm gen să facem, dacă e să facem o casă întreagă, știi ce zic, nu așa, frate. N-are rost, frate, și n-are rost în primul rând să o fac așa mare.
Aia eu am greșit fantastic de mult. Nu trebuia să o fac așa. E infernală, frate. Când jucăm noi, de-aia zic, are, și are rostul. Nu știu ce-o fi, ce-o fi fost pe acolo. Oricum ce-o fost, poți să-i cer lui Pantera și îți dă orice ai nevoie, că are Pantera de toate. Mai mult decât ne jucăm. A, pe jocul ăsta? Nu, frate, da. Astea ți-s toate sculele, frate. Hai, aici trebuie să faci level la scule, dar nu știu când. Aia e altă mâncare de pe. Am ajuns la nimic. Încă n-am ajuns acolo. Caz. Altă. Alex, nu știu să zic, frate, la TikTok studio, la alea nu mă pricep deloc, eu n-am făcut, frate, nicio modificare la alea, nu mă descurc el, nicio, crede-mă. Eu tot mă rog de ăștia să-mi dea cheia de flux și nu mă dau. Nu știu, frate, cum se procedează cu ăla, jur că nu știu. Eu ce m-au dat ei, cum m-au făcut ei live-ul, eu așa mă chinui cu el, crede-mă, că nu-mi place de nicio formă. Bă, mor de, eu nu le am, frate, cu setările la TikTok-ul la fraților, deloc, să mor eu dacă știu să fac setări. Adică, n-ai prea multe opțiuni de setări din câte am observat. Gata, aici mai. Plane, bă, eu mâine vreau să mă joc, mâine o să mă joc farming, un normal simulator, dar pe Facebook, frate, că na, să mai fac un live și acolo. Dar știi cât de mult mă mai interesează pe mine Facebook-ul, adică m-au luat iară cu niște condiții din alea care, sincer, știi și tu că eu zic la lume, nu mai dați bani pe stele, știi, și ei vor să fac eu stele. Nu mă mai interesează, frate, adică scoatele de tot. Că știi că, uite, ăștia când nu fac live-uri, ori le scoate stelele. După 2-3 zile în care nu fac live-uri, le scoate stelele, sau după o săptămână, sau când le scoate, știi? Nu mi le scoate niciodată. Dar nu mă interesează, aia e problemă, știi? Nu mai vreau să întreabă, frate. Stelele alea mi se par o vrăjeală totală și pentru ce?
Da, am zis acum, ai, dacă faci nu știu câte mii de stele, să vezi ce șmecherie, ce șmecherie. Nu mai ține vrăjeala. Eu nu mai, o, frate, eu din contră, știi că zic de o grămadă de ori, am zis, bă, nu mai dați bani. Dar în schimb, fac live-urile, adică testez niște chestii, anumite chestii, cum ar fi reclamele, care dacă observi, le-am scos, de fapt. Am terminat asta, frate, stai că mai am, că n-am făcut asta de vaci, boss, uite aici, asta e nefăcută, frate, ia uite. A, uite aici ce am de reparat. Păi și aici cu live-urile, ai văzut și la mine, na, și la toți care fac live-uri. Adevărul e că trebuie să ai și chef, frate, că dacă nu ai chef, nu faci nimic, știi ce zic? Nu poți să stai boss umflat, că boss umfli pe toată lumea și atunci ce farmeca ai? Uite, de exemplu, hai să-ți arăt o fază, știi? Cum era faza aia la mine, știi? Că mai puneam eu, mai făceam eu Caterinca, unde dracu-i stai să găsesc telefonul? Cum era aia? Hai să văd. Nu? Să vii și stai așa pe live, știi? Cum stai așa pe live, știi ce zic? Că n-are farmec, frate, degeaba zici tu că tu n-ai nimic, dar se vede clar că ai ceva, știi ce zic? Ia uite ce față am, eu numai când îmi văd fața asta, parcă îmi vine să plâng, să mor de nu. Bine, mie îmi vine să plâng și când o văd pe aia fără filtru, știi ce zic? Dar n-ai ce face, frate, alta mama nu mai face. Bă, ce are ăsta, mă, că nu mă las să dau pe ecran complet. Are trebuie să fac ceva. Program să cauți, frate. La ce program, tere? Ce program, boss? Program, frate. Nu știu de ce program. Are, mă, ăsta de măști, Snapchat-ul pentru Snapchat pentru calculator, frate, dar nu mai există, s-a desfințat din putere. Băi, eu știi când, știi, na, nu mă cunoașteți voi de atunci, dar eu am pornit live-urile astea cu cameră, curajat de unul de la Roman, frate, de unul Cosmin, frate, era colegul meu și ăla zicea, bă, Ciuri, eu până nu-ți văd fața pe live, eu nu-ți fac nicio donație, bă, du-te, dreacu' ăsta. De fapt, el tot îmi făcea tot timpul donații, știi? Dar asta era gluma lui, știi, tot așa zicea, bă, până nu-ți văd fața, eu nu-ți dau niciun cent, mă. Și pentru ce-ți dau eu banii aia? Să văd și eu, cum te strâng când primești banii? Atunci, tată, la un moment dat, omodat, punct. A, mă, să nu mai zici că nu te spați așa. A fost prima dată când am pornit live-ul. Până atunci nu l-am pornit. Până atunci n-am vrut să-l pornesc de nicio formă. Acum, dacă știi, bip, mai am momente când nu-l pornesc. Apoi când îl pornesc, frate, am emoții, să mor de nu. Zici că e pentru prima dată când fac live. E puțin spooky, știi, așa, să faci live-uri cu camera. E puțin îngrijorător la început, ca să zic. Adică nu știu alții, frate, dar eu la fața mea îți dai seama că mă iau emoțiile. Este o grămadă din ăștia care sunt fețe din alea de bebeluști și a, uite-l, frate, m-aș face și mai arată și fața. Că fiți nu îți, frate, dar nu se uită puțin și la ei. Că ei se pilați pe piept, că... Bine, pe piept, adevărul că... Vesc situații în care chiar ești nevoit. Dar ei se dau și cu ruj alții. De prințese ce. Dana, fiecare face ce vrea, frate. Eu nu m-a plăcut niciodată. Mie dacă nu-mi place ceva, ai văzut că eu ies. Eu nu mă mai uit, frate. Nu-mi place. Sănătate, la mulți ani am ieșit și gata. Nu por pic, nu nimic, dar pentru ce să-mi fac eu dușmanii pentru unul? Am ieșit și ceau, ceau. Baules. Place mie.
ăla e narator, frate. Ăla care îți citește mesajele, frate, e narator, mie mi se pare o tâmpenie. Sincer zic că eu nu suport chestia aia, frate, de aia îți aflu eu dacă vrei. Eu mă duc, fii atent, ăla îl folosește și Dorin, îl folosește și Ardeleanu, frate. Pe la Ardeleanu mă mai duc pe live și când e naratorul ăla pornit, salut pe toată lumea și salut și naratorul, știi? Pe ăla eu mă distrez într-un fel sau altul, dar eu nu m-aș pune, frate, așa ceva pe live. Mi se pare că aia e o chestie care trebuie să-și o pune aia, care se uită așa, știi? Nu noi. Dar, mă rog, adică, na, fiecare face ce vrea pe live-ul lui, dar pe mine nu o să mă vezi să-mi bag naratorul ăla sub nicio formă, frate. Nu e un robot, e pur și simplu un narator, mâncața, și cred că nu știu dacă nu cumva ți-l dă direct TikTok-ul ăla, probabil. Habar n-am, nu m-am uitat, nu m-a interesat. Ce mai vrei? Te like-uri ai? Păi ăla tot ăsta îți dă, bă, Facebook-ul îți dă, frate, în alertele alea lor poți să setezi ce alerte să se vadă, cum să se vadă și chestii din astea, dar eu nu-mi pun, frate, ai văzut că eu nu mai îmi pun nici pe Facebook, numai pe Facebook ce am cu like-urile și cu follower și cu alea, și aici am follow, subscribe-urile le-am, dar atât, frate, în rest, mă rog, și donațiile, dar în rest, frate, eu nu mai încarc stream-ul cu tot felul de chestii din astea, că îngreunează calculatorul niște căcaturi din alea de n-ai idee. Păi bă, bro, dar uite și eu acum, uite că degeaba am două monitoare, uite că și eu acum sunt pe telefon, frate, mă uit la ce vorbiți, că de-aia tot mă uit așa când vorbiți câte ceva. Că și eu acum sunt pe telefon, frate, uite-mă că sunt pe telefon, adică... Pur și simplu nu, cum îi zice, zi, uite, jocul ăsta, în momentul în care mă joc jocul ăsta, nu pot să fac nimic ca frate. Deci nu pot să fac absolut nimic ca monitorul al doilea stă degeaba, ți arăt să vezi, adică normal știi că mă uit în al doilea monitor, dar... Nu știu din ce cauză nu merge, dar... Acum pe telefon, mă. Stai o țiră, că gândește-te când făceam live-urile pe laptop, ce aveam al doilea monitor sau... Unde, frate? Dar nu trebuie, dar pentru ce să mă să te interesezi atât de chestia asta? Știi că după aia, dacă nu-ți plac rezultatele care ies, poate te faci așa, știi? E greu la lume să dea un like, e greu să dea un share, știi? Ăsta e adevărul, frate, că câteodată ți-e și ciudă, și mie mi-e ciudă. Dar ce poți să faci, știi? Sau să vezi mamuce din alea, știi tu de la ce mă refer? Care vine, ți intră pe live, dar n-are tu pe să-ți mai comenteze, dar în trecut era prieten, știi? Ce pula mea, lasă-i frate, să... Mai bine să nu-i văd că intră, știi? Mi-e mai bine, sincer. Așa îți dai seama că nu ții tot una, bă, futu-vă în gură, mi-i bă, ce le-aș zice, eu văd două. Dar nu sunt genul. De aia zic. Dar eu zic că nu se merită, frate. Păi nu știi ce să cauți, bro, că de aia nu găsești, că dacă știi ce să cauți, zic eu că ai găsit din primă. Dar tu nu știi ce să cauți, tu probabil scrii ăla de vorbește pe live sau cum cauți tu. Dorin, salut! Mihai, salut, Mihai! Nu știu cum cauți tu, eu n-am căutat, frate, că nu m-a interesat, dar uite, pentru tine, dacă vrei, mă pun și caut, dar stai că intră Dorin imediat și îi zice Dorin, cum se numește, adică nu cred că ar fi Dorin un secretos, că doar oricum se găsesc pe Google și dacă fac chestii din astea, crede-mă că vă fac eu tutoriale cu toate căcaturile. Dacă încă există oameni nesimțiți, care li-e greu să zică, bă, că eu folosesc aia sau folosesc aia, ținând cont că pula mea e la un search distanță pe Google, înseamnă că încă sunt oameni nesimțiți, frate, pe pământul ăsta, știi ce zic? Nu știu ce să zic despre chestia asta. Dar eu sper că nu, frate, adică... Pana, nu știu ce să zic, nu judec pe nimeni, că fiecare face ce vrea. Și fiecare își cunoaște research-ul lui, știi ce zic? Că e și asta o chestie. Dacă e logic, e și asta o chestie, frate. Că da, la alți oameni, de exemplu, de ce să... Că nici eu nu-i mai ajut, știi că nu mai ajut lumea pe live-uri. Adică vă ajut pe voi, care viți mereu, dar cum a fost ăla care a venit cu băiatul ăla, nu mai știu cum l-a chemat pe ăla, și hai, ajută-ne și fă-ne și nu știu ce, și după aia intră și mă înjură tot pe mine pe live,
Asta chiar a fost rău, știi ce zic? Adică, cum dracu? Pentru ce să mai ajut? Dar în rest, n-am. Oricine și oricând, orice pot, dacă pot. Pot, îmi pare rău că... Mă joc, jocul ăsta. Dar mărdic. Hai de p***. Mor, bă. Mor, frate. Și te curăț un garbos. De-aia zic că nu cauți tu ce trebuie, frate. Tu cauți autoclicker. Păi ăla e autoclicker, frate. Exact așa îi zice la ăla care dă tap-tapuri automat. Aia e cea mai mare prostie. E și rău când îți intră cineva pe live și folosește. Dacă e singur, de exemplu, și se apucă și te trolează cu autoclicker-ul, e de-a dreptul troll, frate. Înțelegi? Da, mulți. Rău, gândește-te că mie m-a zis unul la un moment dat. Nu vreau să-i dau nume. Dar m-a zis la un moment dat, bă, cel mai mare rău care poți să-l faci pe TikTok e să dai like-uri la toate, să dai inimioare la toate postările fără să te uiți la ele. De la aia m-a făcut mie. Înțelegi? Și tot el m-a și zis că asta e cel mai rău să faci. Vorbesc în tare? Lasă-mă să urlu și eu, care acum pot să urlu. Ați rugite ca garduri. Toate zrâi. Da, și mie așa m-o zis. Gândește-te. Deci exact așa m-o zis. Că cel mai rău lucru care poți să-l faci e să dai like la toate postările fără să te uiți la ele. Mie așa m-o făcut, frate. Dar exact aceeași persoană care m-o zis, mie asta m-a făcut. Mă pun acum să-i dau și eu lui la toate posturile like-uri, să pun pe toată lumea, hai dat like-uri. Puteți-l pe ăsta. Pe ce l-am ajutat. Nu se merită, nu ne prestăm la așa ceva. Ce zic? Cred că trebuie să scrii TikTok Studio Tools, frate. Alea nu-l stulsuri al lui TikTok, de mult ca sigur stulsuri separate. Sau posibil să fie gata implementate în studio. Dar eu nu m-am uitat, frate, zic sincer că nu m-am uitat, ți-am zis, mai ales ăla cu naratorul, e, mi se pare o dușmănie totală, frate. Ăla cu naratorul, adică îmi place la alții să-l văd, dar eu nu mi-aș băga așa ceva, sincer. Deși într-un fel, vorba lui Ardelea nu te ajută, frate, pentru că tu, de exemplu, uite, cum ești eu, să atent la joc, poate n-apuc să văd comentariile. Așa, dacă l-au pe ăla că crâie, numai bine și comentariile. Păi sunt convins, frate, la cât... Asta sunt sigur de asta. Adică asta sunt 100% sigur. N-ai contat prea mult. Da, sunt convins. O să caut, o să mă uit. A, stai că dacă intră Dorin pe aici, poate zice el, dacă vrea. Dacă nu, îmi zice Ardeleanu, frate. Cineva zice, bro, că... Bă, a, nu mi se par secret astea, de asta zic. Hai, eu știu ce să zic. O să vedem, dacă vrea cineva să ne zică sau trebuie să facem singuri. Categoric vom afla. Absolut orice. Bun, bă, am terminat și asta. Mai 3000 de puncte. Am terminat și cu găinile. Aici trebuie să cumpăr găini, frate. Dar cum fac să cumpăr? Că e o chestie cu care cumpăr găinile.
Aptea, rugina rămâne oricum. O să-l repar gardul ăsta. Păi știți că gardul ăsta, dacă vreau, pot să-l... Păi știu care-i scula aia cu care... Dar pot să fac. Trebuie să mă duc să iau tablă din aia. De acolo cumpăr. Dar nu vreau acum să cumpăr. Mă duc să văd ce are ăla să-mi dea de lucru. Mai zicem aici ce am făcut. Tot, frate. Lasă-mă, pace, bă. Tot am făcut. La casa lui ăla, să văd unde dracu-i casa. Da? Cum se uit. Aici trebuie. La Oliver. Hai să plecăm la Oliver. Merem la Oliver. Se dea tractorul, frate. Ne dea un tractor. Dar după ce ne muncește, bine de tot ne muncește. Pentru tractorul ăla să ne bunez, dacă nu mai fac încă... Am făcut aici mai odată mai... Treu mereu ăsta, dar cum ține aia în mână, așa mereu cu mâna, frate. €25.000 costă trenul ăsta. Ești nebun. De unde vrei atâta bani ce ai? Nu știu cum arată €25.000 în locul ăsta. Pana mea, 20.000. Dar parcă n-am aici opțiuni. Eu nu văd, frate, în permanență să văd și eu. Am mâncare, n-am mâncare. Kitchen. 40 lip, food 9. Hai să mă, frate. Avere. Avem lapte, pe da, nu? Mă slip, măi. Uite ce fuge acum, bă, aia de aia nu mai fugea ăsta. S-a obosit. Hei, Oliver, unde ești, prietene? Hei, Oliver. Ce faci, tovarășe? Nu, stai că acum m-am apuc, boss. Eu direct am crezut că poate îl fraieresc când... Da, aia pe gratis. Ce să-i facem ăsta, mă? Vreau să ne dea un tractor, bă, bă. Deci ce tractor șmecher ne dă. Hai ce-mi place. Beer Johnson se numește, sau ceva de genul îi zice la tractor. E șmecherie, mă, numai să vedeți ce tractor fain. Au zis, să-i facem bar, mă, altceva. Dacă vrea altceva, au pe la gând. Fără asta, eu. Vezi, nici nu mă cază, mă.
atent aici, reward-ul meu. Looking good and solid. Thank you. Now, I don't have much money, but as promised, that old Jack Bear over there Jack Bear. Is all yours. It should be well tractor, you can afford a real new tractor, but you can totally start field work now. Yep, my funds are kind of short. You should talk to people. I'm sure a lot of them will have some work for you too. You'll need a plow. I will look around. Ăla-i tractor, dar stai că stau de muncă. Nu mai târziu. Dacă nu. Hi. Good evening. Do you have a farming advice for me? Would you have any farming advice for me? No. Those new combine. You are so... What is wrong with you? De frumos. Hi. Is there something I can help you with? No, not at the moment. Băi, dacă nu vreți acum... Good luck! Băi, acum mai târziu nu vă mai ajut, fraților. Pare rău că mă de ce tractor am. E a meu! Băi, a meu! Atenți aici, hai! Tata, frate! Ce? E a meu. Se zice complet repair on your farm, frate. Ce? Mutat din greșeală dintre. Și cum dracu m-am dus în... Și aici de... Porțile turci mă înconjoară. În patru roți, două mai mari și două mai mici. Îmi pare că dacă fac cu modul ăsta, uite, cu jocul ăsta, dacă mă pun acum, exact acum, în momentul ăsta, dacă fac un clip din ăla pentru TikTok, toată lumea pe TikTok mă întreabă ce mod e ăsta. Ce mapă e? Nu? Are și cruise control, frate. Ești nebun. Aici mai am ceva de reparat, dar nu știu. Pa. 150 de euro. Păi de unde vrei atâția bani, ești ne... Par. Deasupra. Mă, ia să-l farmă, mă. Ia să închid. Ce dracu era? O să faci de muncă. Ești ne... Dar eu n-am făcut frate de muncă. A ce se gătești la niște? Din Tunis. Analizez bine. Am ceva. Păi repar la casă. Da, bă, nu-mi stare în ochi.
o seamă, poate. Pare tot. Asta am reparat, o zis că e gata. Asta am reparat, o zis că e gata. Lozul ăsta oare mai are? Pentru mine, pentru ochiul meu. A ști ce vrea bă ăsta. Asta se face în toată tabla asta. Aici. Asta se face în aia nouă. Este. Ai vere de reparat, ia zi-o dar. Bă, dar dacă nu-ți arată cu roșu, n-ar trebui să fie de reparat, adică pana mea, eu înțeleg. Da de lucru cu stov. Nu mai plec de lucru. Arată cu roșu. Cu roșu. Cu bine. E bine. Ce faci, Ciuri? Ce spa, bă, Darusica? Uite, m-am apucat aici să repar ferma asta. M-am apucat rău pe ferma asta. De la săgeata aia. Păi bro, dar săgeata aia e exact centru a zona asta mea, știi? Nu e altceva. Centru la toată zona. Cred că pe aici trebuie să fac ăsta să... Descunzi. Hai să văd. Dar mă duc și la săgeata aia, dai seama că o să... Fac ceva, parcă e putre de la mijloc. Eu. Dacă nu-ți zice, frate, uite, nu-ți arate ca la restul, știi, arate cu roșu. Că la restul ți-a arătat cu roșu, vere. Uite, asta trebuie să fac. Prostule. Aici nu zice nimic, frate. Lasă-ți, de te omoară. Asta e casa ta. Bă, știi ce cred că e? Fii atent, aici înăuntru, frate. Cred că e. Aici înăuntru parcă am văzut ceva rugină. Deci pe unde. Da, uite-i frate. Iar a venit Don Stefanos, frate, cu toți boții. Hai, mor de voi, bă. Ce să zic, frate? Uite-te și tu, vede. Pare rău de voi, bă, băieți. Deci. Porvere. Da, sunteți, bă. Știți că chiar, din păcate, sunteți, bă. Da, ce pot? Pot să zic eu ceva. Nu o să-i în măsură. Păi da, mă, dar nu trebuia să fac casa asta. Nu era vorba de casa din... pe poartă. Cred că aici mai e ceva spart.
acum am terminat de abia questul ăsta, cum suit. New quest. Hai, lasă, frate, că te chinui de pomană. Crede-mă, boss, că te chinui de pomană. Hai, pentru ce? Oamenii lui... Ăla micu, frate, ăla atâta, frate, ăla sunt oamenii. Ce vrei să le faci, frate? Că n-ai ce să le faci, boss. Atâta pot, atâta fac. Dacă așa sunt instruiți de primărul lor preferat, frate, te chinui să-i blochezi pe toți. O să apară alții, că își mai strânge iar o echipă, îi aduce iar, tot așa face mereu, bro, crede-mă ce. Pupați-l pe ăla, mă, tot pe mine, mă, băieți. La 2, 3, 4, 5 live-uri pe Facebook aici trebuie să le zic lui ăștia, frate, că chiar nu îmi plac chestiile astea, dar așa de important ce se crede, plec mai la atât ai, frate. Salut, Cazacu! Salut! El atât ai, mă, mâncați, așa atât ai. Uite, atât ai, că dacă mă scol așa și fac așa, așa îi fac, știi ce zic, da? O să mă pun cu ei, știi ce zic? Că n-are rost, frate, cum să înjosești copiii, frate? Nu poți, bere. We'll talk later. Care to talk? Oh, it's you again. What else? Do you have any farmers for me? I am looking for work. Got anything for me? I am dying for some. Mine, nimeni, frate, mă amuză din contră. Sounds good. I'll take care of this. Hai să facem ăsta clădirea asta. Nimeni, frate, că n-am pentru. Hello. Good morning. Them politicians. Fuel prices. Is there something I can help you with? Good luck. Nu ăsta ce vrea, frate, să... Have you finished your task? Suntem la magazin 6 semințe de dovleac. De dracu-i magazin. E chiar în fața mea. Da, frate, ăla e. Și-am luat și tractorul. Deja l-am luat. Am luat cazacul tractorul ăla. Da, frate. De ce, mă? Da, mă, că iau mașina. Trec la mașină. De ce am să mă... Ce dracu am apăsat de m-am dus direct în mașină. Nu știu ce am apăsat. A, uite-mă, așa. Au zis că vrea pumpkins. Vreau niște pumpkins. Hello. Oh, I see. A bit of everything. John, te văd. Soap, some food. You know, I will also... Well. Apare varianta a doua la joc, bă. Să apară varianta a doua, frate.
în curând, nu știu când, o să apară partea a doua din jocul ăsta. Și ăsta ce face? Nu-mi dă nimica până nu-i fac nu știu ce. Da? Good to see you. Can I help you? Yes. Care to trade? Sure. What do you need? Dovleci. Are frate, ăsta are numai 4 dovleci. Unde mai au restul? Mamă, mai trebuie să găsesc un magazin. Ăsta nu a avut decât 4 dovleci aici. El al magazin. E benzinărie, frate, aici nu-i... Opa, aici e magazin. Aici e magazinul de piese. Mașini. Tractoare, mă rog. E o seră. Ce dracu e la un. Nu meu, frate. Râul meu sau ce dracu o mai avea aici. M-am stricat, așa e dacă m-am băgat prin el. Băi, da. Cel aia meu, vere, să nu mă mai bag prin el, bă, că n-am... Așa n-am nimic. Bă, Mihai, bă, cât te-ai chinuit, frate, să-i... Pe toți ai banat! Îți dai seama, frate, că toți care au reușit să-i strângă 10.000, pe toți o să-i banezi la un moment dat, știi ce zic? Care e problemă? Eu n-am niciun stres în privința asta. I-am rănit sentimentele, frate, eu chiar nu mai știu cum să mă justific, îmi pare rău, știi, că i-am rănit sentimentele anul ăla. La copilul ăla micuț, omuleț, la minionul ăla. Da, na, el tot timpul are ce are cu... Da, țâță, frate, ce să zic. Ce dracu este aici cu magazinul? A, uite mă, Enter Agricultura. E Pupkins, chiar nu e. Unde iau mă doble? Că mor. Uite aici, pumpkin. What the fuck? 300 de bucăți. Ce ai, ești nebun, frate. Hai că luăm 100. Te măcar, te-ai dracu că nu. Mă duc la ala. Pe asta dovleci ăștia sau iară mă-ntoarce? Mor, doar așa vă șoc mă arată dislike-urile, mă credeți că eu n-am primit până acum, vă arăt toate live-urile să vedeți, numai unde intră trollii ăia, acolo am și-o dislike, dislike, dislike. În rest n-am așa ceva. Nu știu de ce, dar nu am, frate, că n-am apucat să-mi fac dușmănii cu oameni, știi? Sau cel puțin așa consider eu, că n-am dușmănii cu oameni. Când vine ăla, am și dislike. E bun că știu că funcționează, vă. Câte vacile, bă. Uite câte vaci sunt aici, bă, ce fain stau pe jos. Băi, ce tare, vere.
Opa! Deci trebuie să fiu foarte atent să nu le mai distrug, frate, dovlecilor ăștia de pe... Să nu mai merg prin agricultură, că dacă merg prin agricultură... We'll talk later. Bă, ce faci, mă? Da, vere, ia dovleci. Păi cum, mă, dar unde-s, că mă lua banii pe dovleci ăia, frate. Am numai 4, vere. Have you finished your task? Mă da țapă, bă. Ce dracu-i mai adun ăsta de dovleci? Bă, bă, dar pumpkin soaps, nu cumva e supă, frate, de dovleci? De asta, am înțeles. Andy, ce fava Andy, bă? Spicy. Condimentată, e cantă, hă? De unde morți, mă, și să-i aduc eu ăsta 6 supe, frate, oare? Trebuie să le fac eu acasă. Ia să văd dacă am acasă. Te-am drept cu acasă și-o, habar n-am. Unde-i casa mea? Aici-i, nu? Aici-i casa. Uite tractorul la mine. Lasă-vă, mă, nu pot să-i fac eu la aragaz la mine aici acasă. Pe din aia? Am aici un aragaz, frate, uite aici. Use the kitchen. Spicy top cup pumpkins. Pot vere decât 4 să-i fac, mă, mâncați așa, că nu am vere, n-am, de unde? Ce să-i fac, boss? Na, frate. Na, bă, dar ia, cum mi le facă? 4 i-am făcut, vere. Mai trebuie să găsesc 2. Că știi ce? Acum am o sărifisa, bă. Eu nu trebuia, bă, să fac dovlecea direct. Cred că ea, dar ce? Stai, o țire, că nu erau semințe, frate. Poate trebuie... Aia mă gândesc. Poate trebuia să sparg un dovleac, iau semințele din el, după aia să fac din ăsta aici, știi? Mă gândesc eu, nu știu dacă gândesc bine. Uite, ai de capul meu. Hai să punem dovleci pe aici. Nebunesc, m-a trebuit 100 de dovleci. Ia de aici mâncați aș dovleci acolo, pentru toată familia. Dacă nu-i dau lui ăsta dovleci acum să-și bage pe gât pe ceapa, mă zi. Bun, și acum hai să vedem cum facem, să-i punem niște din alea, frate, dacă s-ar putea. Avem îngrășământ sau ceva, ce facem aici? Iau confort. Verde trebuie. Aici? Procedez vere, cât trebuie să stau aici până? Pa. Se facem și aer. Nu? E vară, adică nu e așa frig. Cum dau seama care e condiția la astea? 4 le-am făcut, boss, mai multe nu mai am dovleci să... Asta pornește oare?
pare. A trebuit reparat. Vezi că ai ruginit ăsta. Bang. Ăsta e. Ce, mă? Bărbă. Hai să vedem, că nu mă las, mă, când nu aflu ce trebuie să fac aici, nu ies, mă. Opa! A, uite, vere, că-i schimb lui ăsta cutiile aici, uite ce frumos arată. Păi da, da, uite, cu rafturi, cu cucuri, păi. Păi și ceva în plus, nu unde dacă am făcut aici frumos, așa. Unde dracu să-i duc lui ăla mai două supe, frate, că n-au ăștia vere să-mi dea supă. Ce dracu să-i duc? Am patru de toate. Oare găsesc pe aici voladă prin casă, iar. Am văzut, dacă era Sam, aveam deja. Facem ușa. Alu' ăsta. Ești nebun, păi și stai așa în cură aici pe ăsta, frate, ce-ți veni? Acolo sus în clada aia, nu mai găsesc nicio oară. La deja. Unde să-i duc eu la bă, fraților? Pe unde dracu, că doar nu crește supa pe pereți. Aici n-am înțeles, vere, cum se face ăsta. Oh, Doamne, Doamne. Dacă dau ei, dau remove. A decrescut, nu a crescut deloc până acum. Deci văd că zice care confort. A, s-a dus dracu cu confortul, bă, fii atent aici. Dry se uscă, nu? Aia înseamnă dry. Confort e ok, chiar la wet e prea ud, nu? Bă, dar ce mă toacă de banilor. Chiar o venit ăla, bă, la voi, iubire. Ăla cu buții lui. Ar trebui totuși să închid astea. Nu înțeleg ce ar trebui să fac aici. Oriu. Să vleci ăștia.
corupi ăsta. Că mă duc până la magazinul ăla să vă... Are ăla dracu de oblei să-mi dea. Al stop. Nu până acolo, poate mai îmi dă ăsta niște dovleși, frate. Cum dă, e cam nasoală situația, vă dați seama că poate e... Că se crezi că e acolo, ce dă cu toate? Hai, Veren, dai și mie niște dovleși. Mai doi întrebe. Ești tu, doi. Good to see you. Can I help you? Da, doi dovleci. Care to trade? Sure. What do you need? Doi dovleci, frate. Are vere ăsta, doi. Nați. Fac, bă, cu supa aia, bă, la ăla. Chiar nu mai găsești, frate, al general store. Aici ce-i? Old Mill? Hai vere, doar pe ăla-i singur, ăla-i singur magazin, bă. Pardon. La biserică. Și eu n-am dovleci, frate, nu pot să plantez decât acolo în seara aia dovleci, bă. Fără o găină două să pun și aici. De dracu. A, bă, lasă-ne să prăm aici o găină. Avem și noi o plot aici. Red, nu se... Să pleacă, nu crezi? Aici, din... Au bine, frate. Confort, uite. Confort, vere, nu se usă. Și atunci, acum, mă, crezi că ăstea? Când crezi, frate, că deja mă enervează de la ei, dracu să... Am aici, parfum bottle. Italian tomato soup. Lapte condensat. Pește cu... Pește cu din ăla, cum îi zic. Pește cu suc de roșii. De unde fac, bă? Care știe să-mi zic? Să iau... Hai, au doi. Iau misiunea așa, lua elaltă, din partea elaltă. Care mai mă dă, uite, mai îmi dă ăsta, aici au, mai un quest. Aici mai am unii care îmi dau quest. Iau de la toți questurile și să... A... Merge așa. Că unul trebuie să-mi dea la un moment dat plugul ăla, cum îi zic. Combina aia, micu. Combina, că nu-i combina, frate, ceva ce agăți după tractor. La ce tractor ai? De unde ai dracu să-ți dea combina la el? Ce cred eu? Eu cred că m-am avut, bă, la un moment. În... Foarte multă atenție, cred că le-am mâncat eu supele. Ia nu mai am. Bă, ce ziceți? Băi, ora 7, frate. Păi stau fix. A, de... Ajuns aici.
fac la om în casă sau... Am de misiune. Not now. Sorry. Acum. Nu acum, afu. We'll talk later. Hi. Hi. Good morning, friend. I am looking for work. Got anything for me? There's a field nearby that needs plowing. Will you do it? Sounds good. I'll take care of this. Cum facem asta? Ia tractorul, așa e. Iau plugul. Deci iau tractorul. Iau tractorul aici. De aici plugul. Al nostru. Băgăți ăsta. Ăsta trebuie să-l iau. Dar trebuie să mă duc până acolo mai întâi să văd, frate, ciopii, nu? Vreau să iau, dar ce iau, vere? Ce dracu e asta, bă? E plug, nu? Au cositoare, ce e asta, frate? Cositoare, cred că e așa-i? Aha, bă, ce e asta, bă? Agăți cu ea în toți cu copaci. E terenul, vere. Deci trebuie să-l ar, nu? Aia trebuie să fac. Dau cu ălaltul, cu chestia aia care am lăsat-o acasă, nu? E așa-mi pare. Da, bă, aia l-altă, trebuie să o aduc și au aici. E acasă. De știut, eu nu știu ce înseamnă plow în engleză, că nu-s englez. Știu ce am de făcut acolo, oricum. Bine că am văzut terenul. Vrem și lăsăm asta. Aici că, aici am intrat. Lăsăm asta, cum dracu l-ați văzut? Cu exit de Jack Beer, frate. Vreau să dau numai asta jos, cum dracu o dau jos? Cum am luat-o, bă? A, știu cum am luat-o. Așa și-o lăsăm jos. Luăm ăsta de aici, frate, ăsta trebuie să... Ăsta trebuie să luăm, așa-i? Trebuie să dăm pe terenul ăla.
doua comandă? Păi care e a doua comandă, boss? Tot de mașină, asta e a doua comandă. Asta e vreo. Ia ce se turează ăsta micu, ia fiată. A, uite, vere ce ne-am apucat aici de treabă pe terenul la omul ăsta. Îmi ieși ceva de dolar, ne dă ăsta, bă. Eu mă duc și fac supa numai bine după aia. De nu, ăsta face mai mult praf ca ăla de pe, cum îi zice, zi. Vede mai real praful ca pe farming, fraților, să mor de nu. Am înțeles, ai las-o acolo, frate, să știe lumea că copilul cu plul ăla n-are ce căuta aici, știi? Dar vezi că tot intră, bă, degeaba pui tu 18 ani și din ălea că și-au făcut băieții conturi de 34 de ani, 50 de ani, așa ca mine. Doar la mine n-au ce căuta copii pe ăla, da? Bă, dar uite că tot îmi apare, frate, zice că... Fii atent, când dau la un moment dat îmi zice ceva, că you don't play the soul, nu știu ce. Bă, ceva fac rău, frate, aici. Fii atent că mă apare din când în când, numai să vezi, când scrie un mesaj din ăla mare. Uite aici, uite, you are cultivating the soul. They are not being played. You are grow less... Corps, nu știu ce. Păi, dar nu dau bine, vă, dau degeaba, frate, fii atent aici. Ce fac aici, fac de pomană, frate. Nu-i bun, bă, altceva vrea să-i fac. Bă, bro, că știu și ăsta, bă, Alex, glumesc, frate, când fac caterincă de genul, dar oricum nu știu ce-i ploid, frate. Aia trebuie să fac eu, că ce fac eu aici nu-i bun. Ce fac eu? Știu, da, sună. Zice, plow the field, frate. Aia zice, plow. Nu știu ce se referă prin plow. Plow, ce înseamnă plow, frate, că habar n-am. Hai să translate plow, frate. Ar, dă-te drac. Ar, bă. Păi și care, frate, ăla de arat, bus? Aici, ăsta e grass mover, ăsta șterge pe alea. Cred că, ce cred, bă, Alex, nu vreau să exager. Dar eu știi ce cred? Că nu am, frate. Aia cred că. Am. Probabil și ăla mi-e altă misiune care o să mi-l dea, frate. A, frate, trebuie să ard, dar ăsta nu-i de arat, frate, ăsta face altceva, nu știu ce face mașineria asta. Nu știu, frate, nu, no, că te descurcăm așa, că avem Translate, frate, Google Translate e prietenul lui toată lumea, boss.
dai de dracu, Alex, că n-am cu ce, frate, că n-am scule, boss, n-am scule, frate, n-am scule. Hai să văd pe aici, prin curte, o fi dracu și ăla și nu l-am văzut. Ăsta-i de tăiat buruieni. Ce, o dudă? O dudă. Un buștean, frate, acolo. Aici n-am nimic. Nu, mă, că nu am ăla, bă, boss, n-am ăla. Stați o țără, mă scuzați două secunde, vin imediat. Să-i... Înseamnă că mai am, frate, de făcut ceva. Nu, încă nu-i gata, boss, în cazul ăsta. Încă nu-i gata. Ia să văd ce s-a întâmplat aici. Poate am reușit să fac supă aia de o dracu de supă. Nu crezi dovleci ăștia, mă? În cât timp crezi dovleci ăștia, frate? Că deja mă disperă să ia dracu de dovleci. Uite. Hai, mă, că n-am dat jos. Dar știi ce tare? Că am pus aia înaintea lui ăstea, frate, și n-o crescut. Adică... eu cred că rămân fără bancă ăștia, mă. Asta e să mă duc să mă pun la somn, să văd când mă întorc de la somn, oare... oare am ce-mi trebuie pe aici? Cum pe ăsta să doarmă vreo jumătate de oră, două, trei? Doarme el, că eu nu știu cât doarme, uite. Când se trece? De seară, frate, mâine dimineață. Mamă, cât doarme ăsta, frate, e oligrofen, omul. Plouă afară. E Saturday. E Saturday. E Saturday, frate, e Saturday. Bă, dar ăștia nu cresc, bă, aici, bă. Aici e ceva vrăjală, frate, cu semințele astea care le pun. În cât timp cresc, oare? Bă, să nu zici că trebuie să le las, bă, 2-3 săptămâni, frate, să crească aici. Am și murit. Nu zici că trebuie să fac cumva, să le fac căldură sau ceva, frate. Motoarele astea. Dar trebuie să trezi. Ia să mă duc până la. Opa! Apple! Bă, ești nebun, curești merele, frate, din copac, fii atent. Nu cred așa ceva, asta e prima dată când văd asta. Vă jur, m-a lăsat surprins, uite câte mere ești, frate. Dar ce mod de a le culege ai, frate? Le culegi. Trebuie să te uiți puțin mai în stânga, zici că le iei pe furiș. Măr, frate, uite că nu trebuie să te uiți direct la măr când vrei să iei un măr. Trebuie să te uiți pe furiș la el, să-l furi, frate. De-a dreptul, cred că-l fur de la ăștia. Asta cred că nu-i grădina noastră. Mor de nu. A, uite aici, ce mere am luat. Bă, ești nebun. Așa, cu furișul, te duci la ele și... Nu cred asta. Asta mă lasă uimit, fii atent, că nu poți, că dacă te uiți, ba, uite, și așa merge. Nu merge, ba, o mers. Trebuie cumva pe furiș, frate, să te uiți la mere când le culegi. Uite, că dacă te uiți direct la ele, nu merge. Nu se culege. Păi, vedem, dacă acum am dă ăsta supă aici, bine, dacă nu, nu. Mă duc, bag ceva la maț și după aia ne vedem pe TikTok, fraților, unde ne jucăm, bineînțeles, că rast. Hai, vrei, ai dovleci pentru mine, frate, că o trecut o zi. Și eu mă bucur să te văd, boss. Da, doi dovleci vreau. Doi, frate. Sure, what do you need? Doi dovleci, boss. Pui, de unde, frate? Ba, bă, cu ăsta.
Că și dronă, frate. Racing drone, 5230 de dolari. Silver Ring, ce cu ce? Bă, frate, eu mai trebuie să fac o misiune pe undeva, ascultă. WhatsApp. Nu din ăștia pe aici, ăsta ce are aici? Fac clar asta. Dacă ne dă bunul ceva, frate, că da, e prea de tot, bă. Păi, e prea de tot. N-am sculele necesare, vere, acolo. N-am făcut bine acolo la ăla. Am crezut că ăla-i ăla de arat, frate. Ăla-i altceva, nu-i de arat. Uite, ăsta-i frate, ăsta-i, așa-i? Deci ăsta trebuie să-mi-l dea, gata, hai să o găsim pe asta aici. Tanti, unde ești? Vino încoa, hai că am treabă cu tine, dă-mi ăsta. So good to see you. Și eu mă bucur să te văd, dragul. Mamă, dar ce-o chiar asta? Gata, acum ce trebuie să fac? Fii rapid, frate. Ăsta-i plugul, păi ăsta-l vreau, frate. Luăm tractorul. Dar nu-i sincronizat bine jocul. Bă, deloc, bă. Mă mor. Ce vrea asta să fac, frate, pentru plugul ăsta? Ia să vedem. A, păi asta e șmecheră, frate, că asta vrea să agăți plugul ăsta, dar să lucrez pentru ea, mâncați-aș. Mă lasă să muncesc pentru mine. Păi, dar și dă-mi tractor, fă, atunci, că nu merg cu tractorul meu, muisto. Frate, nu. Da, drag. Pe următor o să... Aoleu. Hai că n-am mult de mers, 200 de metri, nu. Repede, nu știe asta. Nu-mi da asta plugul, frate, să lucrez și la ăla pe pământ. Că știi ce fac, nici nu mă duc la ea pe pământ, frate, mă duc direct la ăla. Deci eu mă duc, viclejește așa, ca vicleanul, mă duc și... Muncesc l-o la pământul mai întâi și după aia vin și la ea dacă mai rămâne. Un plug. Ce dracu am lăsat tractorul? Avere. E, unde dracu am pus? Cum pun? Păi cu nămoale acum, atent că aici-s la off-road. În jos. O desprind. Ești nebun. Ce de-o capră, bă? Benzină ăsta, vere, cât mere ăsta, mă? Ăsta-i teren. Ah, ce-ai făcut, mă? Bă?
lasă să mă duc și la altul pe teren, frate. Mi-l dă mie după ce termin aici de făcut. Mă. Bă, eu dau înapoi. Iată-i, mă. Dar nu se întoarce, frate. Am spart ăsta. Verei, pe ce ai făcut pe tată? Pe ăsta nu mai merge în față. Ăsta nu știe să meargă și cu spatele, vere. În spate, frate. Nu-mi place cum arată în spate. Urât, urât, urât. Se morde, nu-i urât. De nu-mi place. De nu-mi place ce-am făcut aici asta. Honest. În jur asta, vere, când termin, când o să reușesc să termin aici, o să zic asta, du-te direct că-ți fac pană la tractor. Așa o să zic, că... cât la sută fac și te drept și este de genul ăsta, mă, dar ce pe nivelă.
avut Mihai? Da, mă, frate, să vezi de nu știu. Uite, știu că s-a pus săracul, aștept toate comentariile, îți dai seama. Când nu mă stresam, dar oricum știi ce fac. Că e aia, e cu aia, că până acum scriau regele Don și căcaturi de genul ăsta. Mare rege, nici la măsa acasă măcar nu-i rege, dar na. Nu mă interesează pe mine ce rege el sau cine îl consideră rege pe el, că nu-l consideră rege nici pe Putin. Dar, cum îi zice, nu mai poate să scrie, știi, că am blocat cuvântul Don și de aia nu mai scriu cu Don nimic, știi? Dar blochez și cuvântul bot și atunci, bine, că găsesc ei altă variantă să zic că bot, că bot e ușor de zis, știi? Dar oricum îl blochez și pe ăla, îți dai seama, să-mi iau de o grijă, nu vă mai dau atâta de lucru. Așa e când te pui cu copii, sar în cap și după 3-4 ani, nu știi. Ăia cum făcea? Ăia doi cățeluși de ăla. Cazacu, mai ești pe aici. Cum le zicea la tovarășii ăia tăi ai doi? Erau săgețile tale. Panda și Răzvan sau cum? Nu termin odată aici. Mă bag aici în pământ să nebunez de nu. Bă, puține jocuri detaliază așa mult o... Panda și ursul polar. Așa le zicea, panda și ursul polar. Oamenii n-au, mă, nicio vină, ei doar își susțin și ei cum pot, cum îi zic, creatorul lor de conținut, sau regele. Hai, mă, dar n-am terminat, mă, mâncați așa. Am dat pe aici, au mai rămas o flecmă. Gata, frate. Gata. Mă vrea să iau ăla de acasă și să-i îndrept la asta terenul, așa-i? Eu iau ăsta cu mine, mă fac pe prostul, știi, le iau cu mine acasă. Fac că, că l-am uitat agățat de tractor. Ia la-i pe Don. Frate, că nu vezi că asta mă enervează, vere. Bă, eu mi-am cerut personal scuze, dar știu că e un copil, frate, de puțin peste un metru, știi? Că nu fac mișto sau ceva, că nu mă interesează, frate, că m-a zis tot unul de la el că, a, că ești rasist, că te faci copii. Păi, copii vis, frate, dacă voi vă prestați la așa ceva, ce să faci pe cineva copil, asta e... Da, m-am blocat cu tractorul ăsta aici, vezi că așa e.
pentru ei și asta e rău, știi, să le zici copii la copii, știi, dar na, ce să faci pe asta. Bă, m-am agățat cu asta aici, fraților, fiți atenți. Facem așa. Nu pot să-l mai scot, bă. Ai, nu cred. Ce ai făcut, tată? Oare există un buton de reset? Mamă, unde m-am băgat cu plugul după mine. Nu cred că mai pot să-l... Stai? Aici au rămas. O să-l iau oară de aici. Nu la rutină, nu am nicio roată să se învârte. Aici m-am blocat, frate, cu ăsta mor. Pe lângă ăla să-l... Mașina ai fut una și-l deblochez de-l tai cu să... Nu mai scot de aici. Cauciucuri are. Uite-te și tu că nici măcar nu se mai turează, mă, putu-te în gură să-l... Oh, man, ce se păcat aici am... Bă, piș. Cum pot, mă, să-i dau reset la ăsta dacă tot l-am blocat aici? Trebuie să mă duc să iau mașina, așa, și să... Mașina. De la mașină să-i dau... Tot una cu mașina să trec cu el de aici, nu? Dau mașina aici. Stai ăla acolo să-i dau cu mașina. Dacă nu stai la mult, nu știu. Tu-și cumpăr alt tractor, că l-am blocat. Nu ar fi, frate, adică hai să o luăm serios, dacă ar fi ca pe piața reală așa, măcar câta la sută, să dai seama că după ce ai dat cu tractorul cum am dat eu, ce mai poți să fac? Păi, frate, și puți una cu... Tu ce-l demontezi, ca să-l iei bucată cu bucată sau... Drum bun, cumpără-ți altul. Nu? Poți să faci altceva într-o situație de genul ăsta? O, mere brocă, și eu am încercat de o grămadă de ori, dragă, eu când închei fiecare live așa le scriu, dați încheia de flux, vă rog frumos.
Ăla e mesajul meu de încheiere de live. Pe mine tot mă disperă, frate, ea, cu Arbo... Cum, Arbo Live, Arbo Media, Arbo nu știu ce, că să mă bag cu ei, că 5.000 de... E 5 milioane odată pe lună, că, de, că nu mă interesează, i-am zis, că am mai auzit din astea și de la Facebook. Bă, nu se clintește, fiți atenți, că nu se clintește. Deci nu poți să faci manevra asta care mă trec cum e prin cap. Uite, măcar nu clintești, frate. Deci nici măcar nu-l clintești, frate. Ce mai poți să fac, bă, băieți? Dar trebuie să mă uit cu coada ochiului la el, sau... Nici nu-l clintești, frate, uite, mai adus și mașina. Ai în el, frate, despică roțile astea. Vezi de nu blochești mașina asta aici. Hai. Acu o blochești pe astea. Nu cred. Nu cred, vere! Ai plin de bug-uri jocul ăsta, nu mai gata, m-am enervat, fraților. Bun, aici ne oprim. Mă fut în el joc că m-am enervat. Bă, vă aștept mai încolo puțin, ne jucăm Rust, bineînțeles. Care vreți, vă așteptăm cu drag pe TikTok unde ne jucăm Rust. Care vreți, Farming Simulator ăla care îl știe toată lumea. Vă găsiți, bineînțeles, pe Facebook, că l-am joc pe Facebook, e singurul care îl mai joc și eu pe Facebook. Pe Facebook. Până una alta, ce să zic? Sper că reușesc problema asta, că nu rămâne așa, vă dați seama, dar n-are rost să țin live-ul pornit și să mă chinui 7 ore să scot ăla. Fraților, basta și să...